absolvenții unui liceu din Crimea au demonstrat un adevărat spirit patriotic și au făcut abstracție că peninsula nu mai aparține Ucrainei și se supune legislației ruse. În timpul ceremoniei de încheiere a anului școlar, elevii au desconsiderat imnul rus care răsuna din difuzare și au cântat imnul Ucrainei. Pe de altă parte, începând de astăzi, hrivna ucraineană nu mai are nicio valoare în Crimea. În locul ei, rubla rusă a devenit monedă oficială. Chiar dacă peninsula Crimeei e controlată politic, militar și economic de Federația Rusă, absolvenții unui liceu din orașul Yalta au demonstrat că nu își pierd identitatea de ucraineni. Chiar în momentul în care conducătorii instituției de învățământ au inclus în difuzare imnul de stat al Federației Ruse, tinerii au început să cânte imnul Ucrainei. Totuși, procesul de anexare a Crimeei la Rusia continuă. De astăzi, în peninsulă a fost introdusă rubla rusă ca unică monedă oficială, iar hrivna devine valută. Astfel, oamenii s-au văzut nevoiți să ia cu asalt magazinele și să-și cheltuie ultimele economii deținute în hrivne. La multe magazine s-au format cozi impunătoare, iar haosul a cuprins mulțimea. Totodată, la Kiev, activiștii pro-europeni refuză să părăsească definitiv Piața Independenței. Peste 1500 de oameni s-au adunat din nou pe Maidan și au decis să reia întrunirile publice organizate săptămânală. Se întâmplă după ce ieri zeci de protestatari s-au opus deciziei de demontare a corturilor și în semn de protest au dat foc mai multor anvelope.